Principalele evenimente care au avut loc de-a lungul timpului în data de 23 septembrie. În 1386 a început domnia lui Mircea cel Bătrân în țara românească. În timpul domniei sale s-au pus bazele principalelor instituții feudale ale statului. În anul 1846 are loc descoperirea planetei Neptun de către astronomul francez Urbain Jean-Joseph Le Verrier și astronomul britanic John Couch Adams. 1923, reprezentanții poliției din 20 de țări s-au reunit la Viena pentru a lansa organizația de poliție criminală internațională intitulată Interpol. În 1939 a murit psihiatrul austriac Sigmund Freud, întemeietorul psihanalizei. În anul 1943 s-a născut celebrul cântăreț spaniol Julio Iglesias, menționat în cartea recordurilor Guinness cu cele mai multe vânzări de discuri. 1950, Consiliul de Miniștri a hotărât înființarea studioului cinematografic București, destinat producției de filme artistice și de animație. Cu această ocazie au început lucrările de construcție a studioului de la Buftea. În 1970 a murit actorul francez André Bourvil, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți ai ecranului francez. În anul 1973, fostul președinte argentinian Juan Perón a revenit la putere. Tot în anul 1973 a murit la Santiago poetul Pablo Neruda, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1971. Iar în 2002 a luat naștere browserul web Mozilla Firefox. Nu există săptămână în care să nu vedem măcar un primar arestat și anchetat de DNA. La aproape 9,5 miliarde de lei se ridică veniturile cumulate la bugetele primăriilor din 2014, ale căror primari au făcut cunoștință cu beciul domnesc. Așadar, 17,7% din veniturile la bugetele locale de la nivelul întregii țări aparțin primăriilor de reședință de județ și sectoare de capitală, conduse de edili care au fost reținuți sau arestați, sau și reținuți și arestați, pentru fapte de corupție. Numărul primarilor ar fi fost mai mare dacă s-ar fi luat în considerare și edilii cu dosare penale deschise, dar care n-au fost reținuți sau arestați încă. De departe, cea mai bogată primărie, conform execuției bugetare din 2014, este primăria municipiului București, condusă până mai ieri de Sorin Oprescu, cu un buget de 764 de milioane de euro. Pe locul 2, la o distanță considerabilă, se află primăria sectorului 1, condusă de Andrei Chiliman, cu venituri totale la buget în 2014 de 246 milioane de euro. Top 3 este completat de primăria din Iași, care surclasează primării precum Brașov și Constanța. Cele mai sărace primării, reședință de județ, ale căror edili au vizitat Beciul Domnesc, sunt Miercurea Ciuc, Tulcea și Piatra Neamț. Toate primăriile reședințelor de județ din țară și cele ale Bucureștiului au avut în 2014 venituri cumulate la buget de aproape 20,2 miliarde de lei. Primăriile edililor ce au vizitat Beciul Domnesc au încasat venituri totale la buget de 9,5 miliarde de lei. Așadar, 47% din veniturile la bugetele primăriilor reședință de județ și a primăriilor capitalei sunt sub semnătura unor edili cu probleme penale, conform DNA. Mai în glumă, mai în serios, putem spune că administrația din România se împarte în două. Cei care au vizitat Beciul Domnesc și cei care n-au vizitat încă Beciul Domnesc. Sunt Lucian Săcălean și cred astăzi că mai puțină corupție înseamnă mai multă infrastructură. Fără să exagerăm, lună de lună pe piețe apare câte un nou produs cosmetic care promite minuni. În ultima perioadă, la baza acestor cosmetice stau celulele STEM. Dacă lumea a mai auzit de aceste celule, puțin știu că ele pot fi extrase și din plante. Celulele STEM sunt asociate cu longevitatea corpului uman. Ele au capacitatea de a se transforma în diferite tipuri de celule, de a se reînnoi singure. Inevitabila îmbătrânire sau efectele nocive ale ultravioletelor scad producția de celule STEM ale pielii. Din fericire, celulele STEM din plante compensează această pierdere. Diferența ar fi că celulele din plante sunt tot celule impotente, adică au capacitatea de a reface orice țesut și nu îmbătrânesc. Ele se multiplică, se divid în continuu.
În România se folosesc cu precădere celulele stem din portocale pentru fabricarea unor produse cosmetice. Acestea sunt obținute din frunze, tulpini și rădăcini selecționate, provenite din culturi ecologice nemodificate genetic, utilizând ca solvenți numai glicerina. Plantele folosite sunt ferite de poluare sau pesticide. Astfel, cremele bazate pe celulele stem de proveniență vegetală au efecte aproape imediate. Până data viitoare, sunt Mariana Hârlav, aveți grijă de voi și de mediul înconjurător! Teme-te mai puțin, speră mai mult, mănâncă puțin, mestecă liniștit, plânge-te mai puțin și râzi mai mult, vorbește mai puțin, dar judecă mai mult, iubește mai mult și fii tu însuți.